Ideea de business a apărut din simpla necesitate a altui business al meu, din vending. Eu înțelegeam piața are nevoie de un produs nou, de ceva interesant. Înțelegeam foarte bine ritmul de lucru a oamenilor. Nu au timp pentru a lua masă. De asta și l-am denumit Eat and Go. Deschis ochii pentru anumite lucruri care mie îmi păreau la prima etapă foarte complicate, dar ele până la urmă s-au dovedit a fi foarte simple. Eu credeam când mă duceam la designer, îmi spuneau că la unii trebuie acolo 2 săptămâni sau o lună, asta costă foarte mult, că asta e lucru creativ, complicat. Până la urmă toate barierele astea la mine s-au rupt și eu am înțeles că asta e lights. Am up și acum eu când merg la designer, eu dau deja deodată structura unui flyer, structura LP-ului și spun întrebă așa, 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 asta trebuie să fie pus aici, telefonul trebuie să fie pus aici, logo-ul trebuie să fie pus aici, mesajul trebuie să fie pus aici și nu mă interesează și nu discut, nu pierd timp. Creativitatea deja o faci tu. Asta mi-a dat mult valoare și plus altfel discut cu designerii. Deci când el îmi spune 3 săptămâni, eu îi spun 2 zile maxim. Acum am decis să fac investiții în frigideri ca să amplasăm sandwich-urile însăși la casă în fiecare pieco, ca să fie vizibile. Și am elaborat un design destul de interesant, am făcut foarte repede, acum brandăm toate aparatele. În sfârșit avem stabilit oficial pentru o perioadă de minim 3 ani de zile termen de valabilitate pentru sandwich-uri, 14 zile. Sunt rapoartele de cercetări pentru fiecare gust în parte, împărțite pe categorii, carne, pește, lactate, legume. Unele dintre importantele segmente sunt stațiile PECO. Am depus un efort enorm, am negociat și astăzi cu mândrie pot să spun că am intrat în toate stațiile PECO. Am reușit să le amplasăm la zonă vizibilă, să investim în frigidere ca fie la maximă vizibilitate și să clienții să poată să le procure.